Răsturnare de situație în rândul elevilor care au susținut examenul maturității anul acesta. După ce s-au afișat notele inițiale, peste 2000 de elevi au depus contestație. La proba de limbă și literatură română au fost depuse 84 de contestații. La proba obligatorie a profilului 654, iar la proba la alegerea profilului și a specializării 774. Curajul i-a urcat pe unii elevi constanțeni pe prima treaptă a podiumului la examenul de bacalaureat. După contestație, aceștia au obținut nota 10. Mulți dintre absolvenții Colegiului Național Mircea cel Bătrân sau Liceului Teoretic Ovidius, care au contestat rezultatele la proba scrisă de la limba și literatura română, au primit note maxime. Însă au fost și elevi care s-au trezit cu un punctaj mai mic decât cel inițial. Lucrarea, din câte am povestit eu, nu era de 770, adică mi se zis că un 850, cam așa. Și m-am dus la liceu în ziua respectivă și am făcut contestație. Și vinerea aceasta, când au venit contestațiile la ora 1, am 660, adică un punct și 10 mai puțin. Profesorii spun că nu pot înțelege cum s-a ajuns în această situație de peste un punct între nota inițială și cea obținută după contestație. Spre exemplu, un elev de la Liceul Teoretic Ovidius a luat 7,70 la una dintre materii, iar după ce i-a fost recorectată lucrarea, acesta a obținut nota 10. Tot 10 au primit și alți doi tineri de la Colegiul Național Mihai Eminescu și Liceul Teoretic Traian. Aceștia au luat inițial 9,20, respectiv 9,25. Diferențele la contestație, deci între nota inițială și nota de la contestație, sunt extrem de variate. Deci vreau să vă spun că la o analiză notelor pe probe, diferențe sunt între minus 1,1 și plus 1,5. Se pare că modalitatea de corectare trebuie analizată și modernizată, spun cadrele didactice. Graba în punerea rezultatului final îl face pe profesor să-și piardă din concentrare. Sistemul nostru de corectură strict este cumva învechet. Cred că trebuie să ne regândim procedurile, trebuie să ne regândim modul de organizare a acestor evaluări la examenele naționale. Este un stres extraordinar creat de presiunea timpului. Considerăm că pentru a preveni acest fenomen, astfel încât fiecare elev să aibă până la urmă accesul la o evaluare corectă, ar fi nevoie ca elevii să-și poată vedea lucrarea înainte de a depune contestațiile. Tocmai pentru că la momentul actual elevii nu văd depunerea contestațiilor drept până la urmă o solicitare la dreptul lor de o evaluare obiectivă, ci strict drept un risc pe care și-l asumă până la urmă orbește, strict pe baza ce își amintesc din urma ceea ce au scris la examen. Acum câțiva ani s-a introdus această variantă de a și scădea nota după corectare. Înainte era varianta doar de a crește și acum unora le este frică să mai aplice pentru că există acest risc de a scădea nota. În județul Constanța, promovabilitatea a crescut cu 2% după contestații, ceea ce înseamnă că 66,25% dintre elevi au obținut cel puțin media 6 la examenul maturității. Au părinții încredere în profesori în momentul de față? Ca în multe alte sisteme, se suspicionează că unele persoane sau chiar sisteme informatice pot fi corupte într-un anumit fel. Ministerul Educației a anunțat implementarea unui proiect pilot privind corectarea lucrărilor de la examenul de bacalaureat începând de anul viitor. Acestea vor fi scanate în sala de examen, în fața candidaților, după ce profesorii supraveghetori vor aplica pe foi un cod unic de identificare pentru ca apoi ele să fie corectate online.